Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Important este la ce te uiți în viața asta. Și am întrebat pe mama, și eu acum ce fac? Mă duc după bani sau mă duc după artă? Și ce, drăguță? Ce are piciorul ăla de fâlfâiaș? Și eu zic, cred că are emoții. Și stângunare? Zidare au rămas, da. Uneltele și materialele de construcție au plecat mereu. Nu știu ce. Le-au făcut ăștia colete, le-au tot trimis. Însă a trebuit să înțelegem și să folosim tehnologia spre avantajul nostru. Să nu ne mai lăsăm folosiți de tehnologie. M-a dus și cu metrou, m-am speriat de metrou. Nu fusesem niciodată, până la 18 ani nu fusesem cu metroul. Nu, zic din contră. Eu vreau să fiu super ok cu dumneavoastră ca să nu fiu ca dumneavoastră. Sunt Cornel Dărvășan, o seară minunată tuturor. Știrea cea bună cu Cornel Dărvășan. De marți până joi, de la ora 21. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună! Sunt Cornel Dărvășan. În această seară vă invit să luați loc confortabil în fața ecranelor, fie că sunteți în fața unui ecran de telefon smart sau în fața unui televizor sau în fața unei tablete. Oricum, această seară este cu totul specială pentru că avem invitați de excepție, oameni de excepție care au venit de la mii de kilometri și i-am prins aici în România și fac emisiune împreună cu noi. Înainte de asta însă să vă spun câteva vești foarte bune. Sancțiuni contravenționale și permise de conducere reținute record, aplicate de către polițiștii rutieri în ultimele 24 de ore, scrie ziarul evenimentul zile.ro. Pe parcursul zilei de 9 martie, poliția rutieră a sancționat contravențional 8.181 de persoane și a reținut 561 de permise de conducere. Nu știu cum spuneți noastră acum că aceasta ar fi o veste bună. Să vă spun care este vestea bună. Polițiștii rutieri au aplicat în 24 de ore peste 8.000 de sancțiuni contravenționale și au reținut 561 de permise de conducere, dar dintre care 199 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, relatează AgerPress citat de evenimentul zilei. 199 de permise de conducere reținute pentru că oamenii au urcat băuți la volan. Aceasta este vestea bună. Poliția a reținut permisele unor inconștienți români, frați de-ai noștri, care au urcat băuți la volan. I-aș lua pe oamenii ăștia și aș aduce într-o cameră unde le-aș pune numai accidente cu oameni băuți la volan. Poate se trezesc, poate că în mintea lor e așa totul, ca o boare, ca o chestie. Doamnelor și domnilor, nu faceți chestia asta niciodată. Există domenii în viață unde trebuie să fim cumpătați. Însă la capitolul acesta trebuie să fim abstinenți 100%. Într-o altă ordine de idei, peste 1,4 milioane de români sunt angajați cu salariu minim, dintre care cei mai mulți sunt în sectorul privat, a anunțat ministrul muncii Raluca Turcan. Care este vestea bună? Este vestea bună că doamna Turcan în sfârșit își îndreaptă privirea și spre acești oameni cu salariu minim pe economie. Pe de altă parte, în sectorul de stat sunt 80.000 de angajați cu salariu minim. Despre această ultima categorie de salariați, Raluca Turcan a recunoscut că ea personal nu este foarte categorică împotriva sporurilor salariale ale bugetarilor, pentru că în multe cazuri aceste sporuri au fost introduse pentru a ajuta pe bugetarii cu salarii foarte mici. În privința angajaților cu salariu minim din sectorul privat, Raluca Turcan a spus că pentru aceștia singura soluție care se va putea aplica este creșterea salariului minim pe economie. Relatează RomaniaLiberă.ro. Doamnelor și domnilor, da, suntem poate una dintre cele mai slabe țări în Uniunea Europeană, dar la nivelul alimentelor și al prețului alimentelor suntem foarte fruntași, suntem pe acolo. De aceea, această idee de a mări salariul minim pe economie este excelentă și aș vrea să fie pusă în practică de actualul guvern. Doamne ajută și Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să ridicați un pic oamenii aceia simpli care trăiesc de pe astăzi pe mâine. Niciunul dintre noi nu putem supraviețui doar cu salariul minim pe economie, de aceea trebuie găsite niște soluții, mai ales că lucrurile sunt critice pentru foarte multe familii din România. Urmează rubrica Smile Moment.
Am bucuria să predau unor studenți la facultate și astăzi am găsit o imagine care mi-a umplut sufletul de mirare, dar și de bucurie. La examen un student ia un bilet, nu știe. Ia altul, iarăși nu știe. Al treilea de asemenea. Îl ia și pe al patrulea și pe al cincilea. În acel moment profesorul îl oprește și dă nota 5. Ceilalți studenți se revoltă. Pentru ce? La care profesorul zice, cum pentru ce? Ceva știe dacă tot caută. Ceva știe. Probabil că aceasta este generația online, dar vreau să spun că nu este în totalitate așa. Am studenți foarte buni care învață foarte bine și mă bucur să le fiu dascăl. Urmează rubrica Internautica. După cum veți vedea, în seara aceasta avem cel puțin un român care face carieră pe marile scene ale lumii. Iar întrebarea din seara asta pentru dumneavoastră este: ce români cu realizări deosebite care lucrează în străinătate ne recomandați? Dacă aveți un român, o persoană pe care o cunoașteți și care face lucruri extraordinare și care lucrează în străinătate, oriunde, în Europa, în America, în Africa, oriunde, v-aș ruga să ne scrieți un comentariu în live-ul nostru de pe Facebook și să ne spuneți ce face, despre ce este vorba. În această seară știrea cea mai bună este că în prima parte a programului împreună cu noi se află bas-baritonul Daniel Prunaru. Bună seara, Daniel, binevenit! Bună seara, Cornel, bine te-am găsit! Îmi place vocea ta la nebunie. Deci ai o voce de bas din asta superbă. Mulțumesc, mulțumesc! Dacă ai fi în România, cred că te-am angajat să faci voice-over-urile spot, postului nostru de televiziune. Păi poate mă, cine știe. Nu se știe niciodată. Daniel Prunaru este bas-bariton la opera din Phoenix, Arizona. Exact. Daniel, cum ai ajuns în America? Pe timpul lui Ceaușescu. Ai fost trădător de țară? Am fost trădător de țară, da, corect. Vai de capul meu. Mi-am făcut planul să părăsesc țara, dar înainte de toate am vrut să-mi fac o carieră muzicală în România. Și fiind din Craiova, am dat audiție la Filarmonica din Craiova și cei din juriu mi-au spus că să mă aștept un an de zile, timp în care să lucrez cu cel mai mare și să încerc din nou peste un an. Ai avut liceu de muzică sau doar ai vrut să dai direct la facultate? Nu, am făcut liceu de chimie și în paralel școala populară de artă. Am studiat chitară. Și Dumnezeu mi-a dăruit ceva deosebit. O voce incredibilă. Doamne și domnilor, da, avem un invitat cu o voce incredibilă. Când l-aud, știți, mai cânt și eu prin baie, mai cânt și eu ce mai pot, dar când l-aud pe Daniel Prunaru, îmi vine să-mi dau demisia. Așa că o să aveți un pic de răbdare, că o să-l auzim imediat. Daniel, deci ai vrut să dai la facultate și ceilalți profesori ți-au zis să mai stai un an. Nu, era la audiția din Filarmonica din Craiova, audiție. La Filarmonica. Să intru în Filarmonica direct. Am înțeles. Și mi-am dat seama că n-am șanse în orașul în care m-am născut și am făcut un lucru pe care nu recomand copilor să facă. Am fugit de acasă. Ai fugit de acasă. Și am fugit în orașul Arad, unde am vrut să fug din țară atunci. Dar cineva mi-a auzit vocea, a spus, de ce nu dai peste două zile la audiție la Filarmonica din Arad? Și am spus, dacă n-am luat la Craiova, cum se iau la Arad, în alt oraș? Și uite că am dat, am luat, am cântat un sezon, iar în 1987, 16 iulie, mi-am făcut planul să evadez din România. Ce te-a determinat să faci asta? Aveai un loc de muncă stabil. Era arta pe vremea comunismului un pic mai bine cotată decât în aceste zile. Ar fi multe de înșirat, dar pentru că nu avem timpul și spațiul care ne permite, mi-am dorit foarte mult să studiez arta cântecului vocală într-un mediu mai deosebit, creștin, și fiind crescut de mic într-o familie de creștini, mi-am dat seama că nu o să am șanse în România. Și așa am hotărât să plec din România la o viață mai bună, la care putea să am mai multe avantaje materiale, spirituale și pur și simplu să, cum se spune, tărâmul tuturor dorințelor. Ce ți-aduce aminte din anul acela de la Filarmonică din Arad? Cine era dirijor? Frate? Era Doru Șerban. Era dirijor de cor. Doru Șerban, care a murit. Soția lui lucra cu noi în cor și director, nu mai țin minte cine era un comunist oricum. Am înțeles. Da. Ți-a plăcut la Arad? Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Cel mai frumos oraș din lume. Din lume? Acolo, da. Iauzi. Acolo, eu sunt arădean și mă bucur foarte mult când aud pe cineva că a fost la Arad, a făcut la Arad. Da, da, da.
Dar ce să facem? Tonul este de la București, n-avem ce să facem, asta e situația. Așa este. Și te-ai hotărât să pleci din țară. Ai făcut un plan? Dar, sau te-ai gândit să fii spontan așa? În propriu zis, mi-am făcut planul, dar când am auzit ce se cere pentru a putea să evadezi din țară, pe timpul ăla se dădeau o Dacia sau un televizor color care numai ce apărusere. Eu fiind un copilaș... Cui se dădea? Unei călăuze? Unei călăuze care încerca să te treacă din România în țara vecină, Iugoslavia. În Iugoslavia. Era vremea lui Iosif Broz Tito? Nu, murise în 80. În 80 a murit Broz Tito. Atunci era un președinte. Dar iugoslavii îi ajutau pe românii care treceau granița. Nu îi dădea înapoi. Nu. Auzisem și mulți mi-au confirmat faptul că aveau un pact cu guvernul de la București, și anume, dacă dădeau un anumit număr, procentaj de refugiați înapoi, primeau vagoane de sare și becuri. Iar alții care erau în grupa norocoasă, mergeau mai departe. Și ai riscat în felul ăsta? Da. Am luat un tren Marfar și când m-am apropiat de Porții de Fier 1, pe lacul de acumulare al Dunării, era 16 iulie 87, am sărit din tren în viteza care o avea și am așteptat să... Unde ai sărit din tren? În apă sau în... Nu, am sărit pe pământ, da. Am avut o viteză și destul de mare trenul și am avut și un rucsac cu mine. Un rucsac, am avut partituri muzicale negative pe casetă și cămașă neagră, pantalonic și papion alb. Că am zis că eu merg să cânt. Foarte tare. Și... Te-ai dezmecit, te-ai demnetizat? Mi-am revenit, mi-am dat seama că trebuie să mă ascund până trece, așteptam să treacă vedeta, așa îi spuneam. Era o embarcațiune foarte mare, diesel, care patrula și verifica țărmul românesc. Și am văzut peste o oră, peste două că nu apare, am început să not. Era destul de mult de traversat acea... Știai să noți? Da, nu am avut nici tub de oxigen, nici colac, curățușcă, n-am avut nimic. În spate? L-am legat de mine, da. L-ai legat l-am de tine, legat de mine, cu acte, cu tot. Măcar papionul ai dat jos când ai început să noti. Păi nu era tot înăuntru. Înăuntru. Și l-am înverit rucsacul într-o pungă de plastic mare și am prins-o cu ață. Am înțeles. Și practic dezbrăcat ai sărit în Dunăre. Nu chiar dezbrăcat. Eram cu pantaloni scurți. Am înțeles. Nu, da. Dar ok. Și mi-a luat cam aproximativ, că aveam un ceas elveția, mi-aduc aminte, pe la 10 fără ceva, în partea ta am ajuns la ora 12. Dar în aproape de mijloc am auzit o gălăgie, că notam foarte încet, soft, da. Și când mă uit către baraj, venea dinspre baraj în sus acea vedetă care o așteptam, patrula. Avea un spot foarte mare de lumină, un reflector, care era îndreptat pe țărmul românesc și la un moment dat au stins-o. Mi-a zis că poate stinge și l-a prinde. Nu l-a mai prins, au trecut prin fața mea la circa 15-20 de metri. Am putut să văd, erau vreo doi soldați, un civil, gesticulau, vorbeau. Luna e plină, era plină. 16-87 era plină. Și am încercat să mă scufund. Dunărea mă aducea la suprafață din cauza aerului care am plămâni și am zis, Doamne, aici mă ajuți. Și până la urmă au trecut, apa după ce a trecut ambarcuțiunea să treacă peste mine și într-un final, ora 12, aproape de miezul nopții, eram pe tărâmul iugoslav. Două ore. Aproape. Când ai ajuns pe țărm? Mi-am luat bagajul, l-am desfăcut. Te-ai îmbrăcat? Și m-am pus în genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu și am spus exact ca Tudor Gheorghe. Acolo este țara mea și neamul meu ce românesc. Frații mei, prietenii mei, copilăria mea, viața mea de azi încolo, numai eu și Dumnezeu. Și am urcat pe șosea, am crezut că e un tir care vreau să-l mituiesc, să mă ducă până în Italia. Aveai bani? Aveai... Am avut $100, se schimbau atunci 50 de lei la un dolar. Luasem $100 și vreo 40.000 de dinari sârbești, asta aproximativ $200. I-am avut dolarii băgați într-o carioca, cum era pe vremea înăuntru carioca, înveliți frumos, și cei 40.000 fiind un sul mai mare de dinari, am băgat într-un tub de ketchup din Germania adus, de metal, i-am băgat înăuntru și am închis metalul. Cam zic că dacă mă prindea, mai primeam încă 2 ani în plus față de ceea ce mi-ar fi dat dacă m-ar fi prins. Am vrut să fiu precaut. Și n-a fost să fie, a fost un autobuz de pasageri, m-au luat, m-au dus la grănicerii sârbi, mi-am dat seama că până aici a fost vizita mea peste graniță. Au venit poliția și miliția de atunci și m-a luat și m-a dus la postul lor din Cladova și acolo le-am spus, uitați-mă cum arată, sărisem din tren, aveam un hematom la partea stângă a capului, nu mi s-a spart, norocul meu, și încă mai sângeram așa puțin la coastă de când am sărit din tren. M-au dus la spital, spitalul, nu era nimeni pe acolo, dormeau, s-au trezit, că era o policlinică mică și până la urmă m-a luat acel sârb la el în salon,
office ce avea și a zis, Daniel, vezi că mâine ăștia o să te interogheze și să-l spui de ce ai fugit și spui de asta, de asta, de asta, de asta. A venit polițaii și m-au luat, m-au dus înapoi la centrul lor acolo și zic, da, unde e tubul meu de ketchup, de sos? Și zice, l-am aruncat la gunoi. Zic, dați-mi-l înapoi. De ce? Zic, ima para, mai știam și o să zic, am bani acolo. Și ei și-au făcut cruce când n-au înțeles ce vreau să spun. Au scos când au văzut că scos rulul de bani. De unde ți-a venit ideea asta? Zic, asta e, trebuie să fii foarte, să știi cum să le pui cap la cap. Și cum s-a portat cu tine? S-a foarte frumos mi-a dat să mănânc. Pentru prima dată în viața mea am mâncat o pâine pufoasă, moale și albă. Am zis, nu cred că există așa ceva pe planetă. Mi-a dat carne, m-au tratat super. A doua zi m-au dus la interviuri, mi-au luat o grămadă de interviuri în diferite și domenii. Și pe a ta. Eu am plecat să fac muzică. Eu am plecat să ajung în America, numai așa spuneam. Și mi-au spus, bine, după vreo 2-3 ore așa, mi-au dat să mănânc din nou ziua următoare și a spus, trebuie să faci pușcărie 20 de zile. Zic, da, de ce? Păi zice, ești ilegal la noi în țară. Și automat, dacă n-ai acte și ești ilegal, 20 zile se dă. Și zic, nu, refuz. Cea care mă traducea, Daniel, zice, uite-te cum arăți. Te iau, te duc la spital, te curăță, te spală, nu o să ai cătușe, o să fii ainele tale și zic, oricum mă dau înapoi în România și în România o să fac pușcării oricum. De ce o să fac și aici și acolo? Mai bine o fac acolo. Și zice, da, dar e o șansă. Cât unul la milion? Da, atunci o iau. Dacă e unul la milion, o iau. Și am semnat hârtiile și când m-am dus în așa pușcărie, era de fapt o casă cu normală, cu gratii de fier. Și ne ducea... Erau mai mulți acolo? Eram vreo 40 de români. Toți pentru același lucru. Vai de cap. Da. Și dimineața te ducea la, nu știu cum se spune, la sapă, da, de viță de vie, să rupi burenile cu sapă. Eu, crescând în Craiova, nu știam să dau cu ea. Și unul zice din Moldova, pentru că mi-a zis că era drăguț, zice, păi, faci tu rândul ăsta și după aia stai toată ziua. Pe când nici cred că un sfert n-am făcut, n-am ajuns la sfert, că tot dădeam cu sapa pe lângă, rupeam vița de vie, dădeam cu pământ pe mine, el trecea, terminase. Și atunci când am văzut așa, m-am dus la cel care ne păzea, puteai să fugi. Zic, uite-te cum arăt. Zic, du-mă înapoi. Fiind vineri, nu era nimeni la acea pușcărie, casă, așa să zic, și luni a venit al mai mare. Oh, ai barbă. Zic, da. De ce? Păi zic, în România două categorii de oameni au barbă. Care? Muzicienii și gunoierii. Și tu ce ești, gunoier? Zic, n-ați nimerit, sunt muzician. Ce faci? Cânt. Ia cântă ceva. Și am dat un mic sample, un mic exemplu. Mai știi ce ai cântat? Da, cum să nu? Ce ai cântat? How Great Thou Art. Știam în engleză. Doamnelor și domnilor, în premieră la Știrea Cea Bună, Daniel Prunaru ne va cânta o mică demonstrație din ceea ce a cântat în Sârbia, în Iugoslavia. Iugoslavia. Pe vremea comunismului, ca să nu-l dea înapoi în România. Bun. Ia să vedem. Daniel Prunaru, cântă-ne ceva. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Și atunci a zis, păstrează barba. Ce tare asta. Și m-am dus la clinică și mi-a spus, trebuie să faci 15 penicilini în fiecare zi câte una. Și am spus, bine. Și în fiecare dimineață m-a luat din camera unde stăteau toți românii. Avea deja infecție? Nu, dar ei au spus că preventiv, să-mi dea penicilină. Am înțeles. Și în fiecare dimineață m-a luat din camera unde erau toți românii, mirosa groaznic, țigări, toaleta aia turcească într-un colț, nu vreau să scriu, nu știu, n-am mai... Și m-au pus într-o aceeași mărime de cameră unde erau câțiva sârbi, vreo 3 sârbi, așteptau să fie judecați. Și fiecare dimineață mă lua și înainte să cânt, zicea cel comandir de la... Zicea, Daniel, piva, cântă. Și cântam. Și totdeauna mi-a spus Pavarotti, am spus, nu sunt Pavarotti, Pavarotti e tenor, eu sunt basso. Înțelegi? Și după ce terminam injecția la spital, nu aveam cătușe, pantalon scurs, tricou, polițistul zice, hai să mergem pe la mine pe acasă când fac o vilă și să te joci cu câini, mâncăm. Pe la 1-2 ne întorceam acolo la asta, la înapoi. Și după 19 zile, a 19-a zi, mă cheamă, nu ca de obicei, ci ca niciodată, mai devreme cu o oră. Aveai emoții? Zic, dar ce se întâmplă? Da, zic, ce se întâmplă? Zice... Ți-ai ispășit aici toată alergarea și zice, mergi mai departe. Zic, da, în România, sunt sigur. M-au luat într-un SUV, SUV, de ăsta, Jeep mare, și m-au luat și m-au dus la Beograd. Am crezut că mă duc în România. Lângă Beograd, 30 km, era așa zisa Padinska Schela, unde îi ducea pe toți românii să vadă
era sub Națiunile Unite. Un fel de lagăr. Lagăr. Și era sub Națiunile Unite. Și acolo, când am ajuns, m-au întrebat, zice, pentru ce s-ar vrei să optezi? Și am spus, pentru Statele Unite. Și a spus, oh, nu, Ronald Reagan nu vrea să primească imigranți acum. Și zic, care sunt opțiunile? Australia, Canada și Suedia. Oricum, mi-e bine decât în România înapoi. Da. Le-am spus Suedia, nu, că e prea aproape de comuniști. Canada, zic, e prea aproape de Polul Nord. Era frig. Și zic, Australia e pe altă planetă, era prea departe. Și zic, România sau Statele Unite. Și mai dădeam și în engleză câte un cuvânt când vorbeam cu respectiva. Și a plăcut stilul meu, că eram așa mai haios și zice, uite care chestia. Îți dau pentru Statele Unite, dar nu mai spui la nimeni. Da. Și mi-a venit ziua interviului, am răspuns la toate întrebările, m-a întrebat de ce ai fugit din țară. Și am spus, păi, erau cozi interminabile, la orice, de la hârtie igienică până... Zice, oh, da, înțeleg. Zice, ai avut cartofi? Da. Fasole? Da. Și a început pe rând câteva legume. Și zice, cei din Africa nu le aveau pe astea. Am înțeles. Și atunci am ieșit planul 2. Uite, sunt creștin și vreau să ajung la universitate. Venise un grup de la Liberty University din Lynchburg, Virginia, chiar înainte să plec din Craiova și luasem legătura cu ei, mi-au dat business card și zic, aici vreau să ajung. De unde l-ai? Zic, e o poveste lungă. Și până la urmă, zice, i-am povestit ce vreau să fac și am spus că nu sunt de acord cu ritualele comuniste și așa mai departe. Zice, băi, am scris tot ce mi-ai spus aici. Dar zice, eu nu-ți garantez că cei care vor analiza problema ta te vor lăsa să mergi mai departe. Și zic, vom vedea. Și plec, aștept 2 zile, atunci trebuie să primesc legitimația, n-am primit-o. A trecut a treia, a patra zi, a cincea zi. Și zic, numai bine că se apropie, eram 16 iulie, acum eram undeva prin august, începutul august. Numai bine că se apropie 23 august. Pentru cei care nu știți, 23 august era o zi importantă pentru românii de atunci. Și ziceam că fiind la prima evadare, îmi vor da drumul. Înțelegi? Și m-am gândit că zic, hai că o să ies din pușcărie dacă o să mă bage Ceaușescu și am să fug. Și după 5 zile mă cheamă la în office și zice, Daniel, închide ușa. Am închis-o, zic, gata, sunt gata să merg în România. Zice, stai. Uite aici am ID-ul. Zice, nu mă întreba cum ți-a fost aprobat, zice, da, l-ai. Și zice, în America pe cine ai? Zic, pe nimeni. Păi și la cine mergi? Zic, Dumnezeu are grijă de toate. Și... Zice, ai vrea să fii translator aici la noi? Că zic, mai avem pe cineva aici, un italian care interoghează românii și avem nevoie. Dar zic, da, cu cât o să mă plătiți? Zice, gata, ești american de acum. Zice, voluntar. Dar la 6 dimineața să fii la Națiunile Unite și noi mergem cu mașina din Beograd, 30 km până aici. Și am făcut job-ul ăsta pentru câteva luni de zile și am stat în total 6 luni de zile în Iugoslavia. Am găsit, până la urmă, care m-au sponsorizat tocmai. Mergeam în fiecare zi la Națiunile Unite și spuneam, m-a sponsorizat cineva, e vreo agenție. Nu. Și când a venit, zice, da, și au început să râdă toți. Zic, care-i treaba aia de la Națiunile Unite, de acolo, de la office? Zice, din Idaho. Zic, asta unde e, mă? În America. N-am auzit de așa ceva în 87. Ia vină cu aia, era o hartă mare de tot și uite că acolo sus, nord-vestul Americii. Și, cine era? Era o agenție americană care făceau astfel de chemări, dar nu multe, că orașul era micuț. Și mi-au plătit avionul, atunci era Panamul. Cu Panamul am zburat din Beograd până în New York, din New York până în, acolo în Salt Lake City, Utah, în Idaho. Când am ajuns acolo, văzusem și eu la televizor Dallas, Ewing Company, zgârienorii. Era diferit. Și am zis, vreau să văd și eu zgârienorii ăia, știi? Și ăștia au zis, domnule, ce mai mare clădire de la noi are 3 etaje. Și zic că puteți să mă duceți pe mine to your center. Zice, center what? Eu nu știam că se spune downtown. Zic, știam că centru, nu? Și până la urmă și-au dat seama unul mai așa cu creier și zice, cred că he wants to say downtown. Și m-au luat, deci că n-ai ce să vezi aici. Și după 2 luni am primit un telefon din Chicago. Un pastor la o biserică a spus că noi căutăm un dirijor și am auzit că ai dirijat în lagăr, cor acolo. Zic, unde? Chicago? Zic, nu. De ce? E prea frig. Nu, e Al Capone. E Al Capone acolo. Și eu zic, băi, ăla a murit. Păi zic, fi murit ca Al Capone, dar problema este că are rude după el. Și după vreo 3 săptămâni mi-au făcut biletul și am zburat
numai ca o chestie, să din Beograd până în New York cu Panamul $250. Din de unde am fost eu, din Idaho, Twin Falls, Idaho, până în Chicago, $700. Wow. One way. Ce vremuri. Da. Doamnelor și domnilor, Daniel Prunaru, un trădător de țară, între ghilimele, pe vremea comunismului, plecat din România, ajuns în America în condiții foarte la limită, pentru că românii erau dați înapoi, ajunge să cânte, să-și urmeze un vis, să cânte la opera din Phoenix, Arizona. Vreau să urmărim într-o reprezentație în seara asta, Don Basilio La Calunia. Unde sunteți? Unde ești aici? Aici am fost invitat să colaborez cu opera din Craiova. După ce ai devenit mare în America? Da, da. În 2000 eram aici, apoi am colaborat și pe parcurs și cu opera din Constanța, opera din Cluj, Trubadurul, un balo de maschere, Tosca, Don Giovanni. Care este cel mai îndrăgit rol? Leporello din Don Giovanni. Leporello? Da. Și Don Basilio, dar Leporello e numărul. În cât timp poți înveți un rol de la zero? De la zero? Aș putea într-o săptămână, maxim două. Serios? Mm. Și nu se mai uită în viață? Dacă exersezi, dacă îl cânti, nu, nu. De exemplu, sunt multe roluri pe care nu le-am mai făcut de câțiva ani și încă le mai am proaspete, decât trebuie refresh. Am înțeles. Ai ajuns în America? Cât da. De lung a fost drumul de la dirijatul de cor într-o biserică din Chicago până la opera din Houston, Texas, la început? Da.
fiind în America, mulți români m-au rugat să merg în construcție, să lucrez. Și am spus, stați-mă, sunt copil, vreau să merg la școală. Și am făcut imediat, la 3 luni de America, m-am înscris la o școală de asistent medical. Mi-a plăcut foarte mult, am cochetat cu partea medicală. Și am terminat-o și îmi căutam să lucrez într-un spital. Se făcuse o convenție în Chicago, lângă Chicago, și cel care o patrona în ghilimele era doctor Iosif Zon. Și mi-a spus, ce faci, tinere? I-am povestit ce poți să vii mâine la office la mine. Zic, da. A doua zi luni m-am dus la office la el și i-am povestit toată viața mea, mult mai detaliat decât aici. Și zice, n-ai vrea să mergi să studiezi arta vocală? Zic, ba da, dar aici în America nu e ca în România, aici trebuie să scoți portofelul să plătești. Zice, și zic, mama, acum de plătit la școala asta $5,000. În 88 erau bani grei, $5,000. Și zic, da, totuși, unde v-ați gândit? Unde ați vrea să mă trimiteți? Și zice, la Liberty University, Lynchburg, Virginia. Zic, stai puțin. Am cartea de vizită. Zic, cumva aici? Și de unde o ai? Zic, e poveste lungă, îmi fac bagajele, zic. Și s-au legat una după alta, nu numesc coincidența asta, deloc nu o numesc. Am ajuns acolo și mi-aduc aminte că pe lângă muzică făceam și cursuri biblice și aveam un curs evangelism, îi zicea, evangelizare. Și eram o clasă destul de mare, eram undeva la vreo 40 și ne întreabă profesorul pe o pagină decât să scriem despre noi, ceva despre noi. Cum nu eram așa super talentat în engleză atunci, am pus un titlu groaznic în engleză, sugestiv în limba română. Și suna cam așa, why am I so down? În engleză sună, de ce sunt depresiv sau așa. Da. În românește zic, de ce sunt supărat? Cam așa mă gândeam. Și le-a atras atenția la cei care au citit. Zic, opa, ăsta e aici un suicide, un suicid. Hai să-l citim. Și acolo am pus pe o pagină ce am făcut. Și le s-a părut foarte interesat. De unde a plecat? Și m-au rugat, zice, ok, vorbim cu Jerry Fowler și zice, asta este o poveste care, o istorie, să o punem la televiziune. Și am fost pus pe National TV, acolo cu Jerry Fowler, interviu, am și acum fotografii de la acel interviu și așa am început să, mi-am lansat cariera muzicală, să cânt multe biserici și o chestie este că mergeam să cânt, nu puteau să pronunțe cuvântul prunaru, fiind consoanele pr, da? Și când duceam cei care mă prezentau, și acum avem un special moment, zicea, Daniel, ce nici nu vrem să ne gândim să pronunțăm numele lui de familie. Și când mă urcam acolo, spuneam, ladies and gentlemen, frați și surori, doamne și domnilor, numele meu de familie e foarte ușor. Zic, P-R-U-N, it's a dry plum, este o prună uscată, da? Ia! Yeah. Și zic, are you, ești tu. Deci, în alte cuvinte, ești o prună. Și toți începeau să râdă. Zic, e cel mai ușor de pe planetă numele ăsta. Prună, are you. Da, da. Și am terminat facultatea și după asta m-am mutat în Chicago, unde am început din 95 masterul, tot în muzică, la altă universitate, DuPaul University. Și atunci, pentru prima dată, am luat tangență cu scena super mare. Am dat audiție la opera Lyric Opera of Chicago 95 și am sărit în sus, nu știu cât centimetri de bucurie că am luat audiția. Și de atunci a început un nou capitol în viața mea. Am intrat în lumea mare a operei și vreau să spun că am cântat pe scenă cu nume sonore. Hai să avem o idee. Da. Ai luat un rol. Câți bani primești pentru un rol? Păi, să-ți fiu mai... variază. Asta e cuvântul care pot să-l spun. La Chicago, să zicem. La Chicago, pentru artiștii mari, da, de categoria 1, cum era Samuel Remy, cum era Placido Domingo. Deci Samuel Remy a venit o dată și marele bas al Americii, a venit atunci în 95 și a făcut un Faust. Și el a fost chiar rolul principal, Faust. El a fost Mephisto, pardon. Pentru rolul ăla, aveam 13 spectacole și pentru un singur rol, o singură prezentă, $15,000. Ori 13. Am înțeles. Și Daniel Prunaru? Sub 5.000. Dar la 15 spectacole se adună? Da, dacă le pui împreună și nu le cheltuiești, da. Da, acolo. Și în apogeul carierei? Apogeul carierei a fost undeva la 7-8.000. N-a fost mult. Reprezentație? Da, da. Asta îmi place la mie, la voi, la americani. Vorbiți așa de 7-8.000 de dolari, ca și când ar fi niște... așa, bani de cheltuială. Da, da, și la o casă, să stai într-o casă, ți-a un $2,000, așa, plus minus ușor. Banca. Păi și România ți-a $2,000 dacă stai într-o casă și nu e a ta. Ia, uite-te în Pipera și te duci și ai case și cu $3,000 pe lună.
Bineînțeles. Adică, de ce vorbim aici? Adică voi sunteți super privilegiați față de noi. Ați uitat? Îmi cer scuze. O să vorbesc cu un nou președinte care... Am înțeles. Daniel, mai ascultăm o piesă cântată de tine și de Lois. Sigur. În timp ce noi mai vorbim, mă rog pe colegii mei să pună această piesă și vreau să-i anunț pe dragii noștri privitori că în câteva minute Daniel va cânta în direct o piesă superbă cu care vom încheia prima parte a emisiunii. Haideți să vedem două imagini de la un concert foarte important pe care l-ai avut. Putem să introducem. Corul, ajutați! Dirijam pentru că începem să se cânte cu mine. Când am auzit, ce pot să faci decât să țină tempo cu tine, să nu rămână mai în spate, că totdeauna congregația parcă trage. Superb cred că a fost mii de oameni acolo. Acolo s-a spus că a fost undeva la vreo 7-8 mii. Trebuie să plătești intrarea, să se acopere. Foarte frumoasă prestație. Daniel, ce este cel mai greu în această slujbă? Acum sunt foarte mulți impresari, dar foarte, foarte mulți soliști. Și prețurile au început să coboare, dar în mod deosebit cu pandemia asta s-au sistat toate contractele, concertele, operele, spectacolele. De când stați în pauză? Martie 2020. Deci sunt șomer, dar nu ne plătește. Deci voi sunteți plătiți pe contract? Pe contract numai, da. Ce accept, ce nu accept. Șansa ta este că ai și slujba de asistent medical. Dar acum nu mai e. Acum am ceva mai bun decât atât. Am un business de bătrân și asta este planul B. De avarie. Am înțeles. Ce înseamnă business de bătrâni? Adică un mini, 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 mini azil de bătrâni. În Arizona... Câți bătrâni? În Arizona se începe, poți să ai license de 5, 6 până la 10. Eu am de 6. 6? Da. 6 persoane de care ai grijă, non-stop? Nu, eu, ci am angajați. Angajați, da. Dar tu supraveghezi. Da, și prin camere, tot, de aici. Și de aici vezi ce se întâmplă la tine acasă. Exact. Dar slujba de asistent medical, oricum te-a ajutat în această chestiune? M-a ajutat enorm, pentru că cât timp am fost student, mi-aduc aminte, chiar în 88, 89, când am început, ca să lucrez la McDonald's, era 2,50 pe oră. Iar ca asistent medical, să recoltam sânge atunci, era $7 la oră, erau. Și când mi-a făcut masterul, la fel, cochetam și cu un part-time din domeniul medical, să completez mai departe. Daniel, vreau să te provoc la o încercare în seara asta, pentru că dragii noștri privitori se bucură de prezența ta la noi, iată reacții foarte, foarte bune. Salutări din Arad, zice Sara Geremaia. Salutări din Arad, Daniel, Maria Andreican, Cristi Predună, prietenul nostru, vă îmbrățișez frumos și mie prieteni. Claudia Scrob, felicitări pentru emisiune. God bless you, Daniel. Am pus o întrebare, dacă recomandați un român, Cristi Predună zice, recomandat Ionuț Budișteanu, vulcean de-al meu. Laura Valentin Dumitrașcu, Cornel, a invitat minunat, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nelly Rodica, foarte frumos, salutări din Arad și așa mai departe. Daniel, vreau să te provoc să ne cânti în direct în seara asta. Ce cântare vei cânta? Este o cântare compusă de un compozitor român care a fost în pușcărie închisoare pe timpul comuniștilor și a scris-o în închisoare. Nicolae Moldovanu? Nicolae Moldovanu, exact. Interesant că această cântare am acceptat să... Adică am oferit-o marelui maestru Marius Hristescu, nu știu dacă pot să... Da, da. Așa.
cu care am făcut două albume, unul cu opera din Craiova, unul cu opera din Cluj. Și i-am spus Marisul Cristescu, aș vrea să facem ceva deosebit cu piesa asta. Strofele, sunt patru în total, sunt într-o gamă minor. Mi-aduc aminte că am predat și la, când eram în Houston la operă, predam și la universitate și întrebam la început pe elevii mei, aveam Music Fundamentals. Zic, ce știi despre o gamă majoră și una minoră? Și unul mi-a ridicat mâna, a spus, păi aia minoră mă face să plâng, aia majoră mă face să râd. Cântarea asta începe cu gama minoră. De ce? Spune, e plin de miraje pământul, de tot ce e în jurul nostru e totul negativ. Ne uităm și vedem negativ. Dar oare nu e nicio speranță? Avem o speranță la refren. La refren, exact. Să ascultăm, doamnelor și domnilor, e plin de miraje pământul. Daniel, te rog să iei un loc acolo la momentul favorit. În live, în seara asta, în exclusivitate pentru emisiunea noastră, Știrea Cea Bună, Daniel Prunaru, cu această cântare vreau să-ți mulțumesc pentru prestația din seara asta. Îți doresc mult succes în activitate. Mulțumesc. Îți doresc să ai multe contracte, să se termine odată cu pandemia, să vii și în România, să ne încânți cu vocea ta minunată, dar să ascultăm E plin de miraje pământul. Sigur. Mușcăm din păcat tot mai lacom și tot mai flămânz și mai goi. Dar sus la Golgota pe cruce cu pieptul de lance străpus la tainica vremii răscruce așteaptă cu lacrimi sus. În rim stridente orchestre, perechile lumii petrec, trezindu-se domn peste clipe, alături cu clipele trec. Dar sus la Golgota pe cruce cu pieptul de lance străpus la tainica vremii răscruce te-așteaptă cu lacrimi sus. Aleargă mașini pe artere, rachete sfătnesc printre nori, tresare Selena-n cratere, Saturn e cuprins de fiori. Dar sus la Golgota pe cruce cu pieptul de lance străpus la tainica vremii răscruce ne-așteaptă cu lacrimi sus. Cu rege al vremilor noastre, tu om ce străbați prin stihii, tu știi să te înalți printre astre, dar taina supremă nu știi. Tu nu știi că sus la Golgota cu pieptul de lance străpus sub narice întunecă bolta ne-așteaptă cu lacrimi sus.
Superb! Mulțumim, Daniel Prunaru. Doamnelor și domnilor, în această a doua parte a emisiunii pe care o începem în direct, schimbăm puțin registrul, deși cred că invitatul meu va spune câteva impresii despre primul invitat, al doilea invitat al nostru. Știrea cea bună este că împreună cu noi se află domnul Florin Ianovici, psiholog, jurist, teolog, pastor, președintele Fundației Viață și Lumină, președintele proiectului Renovatio. Bine ați venit în această seară. Bine te-am găsit, Cornel, la așa o avalanșă de calificări, nici nu știu dacă mai pot deschide gura. Mă bucur foarte excepțional, mult. Excepțional, un dar fantastic. Am rămas copleșit. Mare lucru să vezi că sunt semeni atât de dăruiți de Dumnezeu. Face lumea asta mai bună și mă simt mai încrezător să văd că există oameni cu un asemenea talent. Domnule Ianovici, în seara asta vreau să vorbim despre un alt registru. Trăim în România și mulți dintre semenii noștri uită faptul că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Și am văzut un editorial al dumneavoastră în urmă cu ceva vreme, nu cu foarte multă vreme, în care ați vorbit despre așteptări înșelate. Stând și gândindu-mă la tot ce s-a întâmplat în ultimii 31 de ani, sau 32 de ani, iată, anul acesta, de la Revoluție încoace, am întrebat de câte ori n-am fost atât de entuziasmat de ceea ce se întâmplă în țara asta, de cine vine la putere, că o să fie mai bine. Îți aduce aminte de veselia pe care o aveam în noi după Revoluție, că credeam că se va schimba totul, că vor fi pantofi în magazine, că vor fi alimente să putem să... Nu speranța o regret. Regret modul în care cei care au promis că fac schimbări s-au purtat. Nu pot să tăgăduiesc faptul că a spera și a avea așteptări uman. E parte din ceea ce ține de ființa umană. Îmi pare rău că au fost înșelate așteptările acestea. Nu m-am așteptat să fie chiar așa cum este astăzi. Da, și cu fiecare apariție a fiecărui guvern, eu am petrecut, cum să zic, de la 14 spre 15 ani avem Revoluția și iată că am 45, anul ăsta 46. Mulți înainte. La fel, am bătrânit deja. Nu spune asta, sunt de acord. Cu fiecare guvern, cu fiecare schimbare, am sperat, am așteptat, din punct de vedere politic. Și îți spun că am avut, să zicem, două momente frumoase. Când n-a trebuit să mai mă duc la ambasada Germaniei să iau viză pentru Germania și pentru Spania, a fost un moment în care am zis, domnule, în sfârșit, uite, ne înscriem și noi pe linia cea bună. Un astfel de moment. Și în al doilea moment, îți spun sincer că m-am bucurat când s-a scos taxa de pe mașini. În sfârșit zic, în sfârșit, pur și simplu, uite, era o perioadă din 89 decembrie până în martie 90, se putea aduce mașini din străinătate fără să plătești, da, nu știu ce, și după aia s-a băgat taxe și așa mai departe. Dar scoaterea acelei taxe pe mine m-a bucurat. Deci au fost momente, clipe în care m-am bucurat că mi s-au împlinit niște așteptări. Suntem și noi în Uniunea Europeană. Acum o să mai mă bucur dacă o să scoate viza pentru America, spre exemplu. Chiar o să mă bucur foarte mult de treaba asta. Dar în general așteptările noastre au fost înșelate. Spune-ne, te rugăm, cum să ne raportăm la mediul politic? Noi oamenii care poate nu avem o tangență directă cu el, cum să ne aportăm corect? Ce să facem? Să nu mai fim atât de dezamăgiți? Cum să acceptăm lucrurile care nu se pot schimba, să schimbăm lucrurile care se pot schimba și să facem diferența între ele? Uite, m-am gândit să prefacez răspunsul acesta cu o întâmplare a lui Larry Walters. El e un individ de 33 de ani care la un moment dat s-a gândit să facă ceva. S-a dus în depozitul armatei și a luat 45 de baloane meteorologice și le-a atașat de un scaun în grădină, le-a legat așa frumos, a ancorat scaunul de o funie, după care a tăiat-o cu gând că se înalță și el la 30-40 de metri și a luat un sandwich cu unt de arahide și a luat niște sucuri și un pistol cu care să tragă cu ținte, să tragă în baloane ca să poată să aterizeze liniștit. După ce a tăiat funia, a plecat țintă, șnur, cu o viteză foarte mare și a ajuns la 3000 altitudine. A interferat cu zborurile, cu rutele zborurilor avioanelor. Bineînțeles că a fost coborât,
deja a fost știri națională și la un moment dat a fost întrebat, ați mai face lucrul ăsta? Zice, nu. Totuși, de ce l-ați făcut? Și el are un răspuns care cred că prefațează foarte bine ceea ce vreau să spun în continuare. Ei, nu poți să stai așa în viață fără să faci nimic. Eu am impresia uneori că noi țintim spre anumite lucruri într-un mod corect, dar din nefericire ne uităm spre cine nu poate să împlinească acest gen de așteptare. Adică eu vreau să fiu foarte cinstit să vă spun că în momentele acestea eu văd o clasă politică derutată, infantilă, care se află într-un permanent conflict și care nu cred că se mai gândește la omul pe care ar trebui să-l servească. Eu nu cred că clasa politică mai gândește că servește România și românii. Fiecare are câte o agendă a propriului partid și atunci am învățat de-a lungul timpului că, de fapt, privind spre o clasă politică care, din nefericire, are o agendă străină interesului nostru comun, adică noi, românii, avem niște așteptări. Vreau și eu un transport mai bun, vreau ca iarna să nu fie ca iarna, vreau ca iarna să fie ca vara, dacă se poate. Vreau ca anumite lucruri să fie în regulă, vreau să fie iluminat, străzile să fie asfaltate, să legăm și noi un pic niște autostrăzi, că e infernal. Deci în România să ajungi la Arad e o aventură, mai ales acum dacă ninge și o iei pe Valea Oltului, ce vorbim? Deci aventura vieții tale. Deci, niște semafoare. Niște semafoare sincronizate. Aseară vorbeam despre faptul că ai auzit, București este locul 1 în lume la pierderea de timp pe an. Avem 133 de ore pe an pe care le pierdem în trafic. Suntem pe primul loc în lume. Da. În lume. Deci asta mă înfioară. Adică sunt metropole, New York, Shanghai. În București nu reușești niciodată să faci un lucru la timp. Eu am venit... Am plecat cu o oră înainte, ținând cont că ninge și că e București. M-am așteptat să fie foarte mult trafic, ca și fost. Și bineînțeles că am ajuns cu aproape 40 minute mai devreme. Cu mare drag. Ori ajungeam la limită sau poate chiar întârziam. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Niciodată nu poți să ajungi la timp să te încadrezi. Ăsta este București. Ori vii și stai așteptând, da? Ori dacă nu vii după ce începe ceea ce ai de făcut. Toate lucrurile acestea dovedesc următorul lucru. Că noi, deși avem așteptări legitime, noi le orientăm către cei care nu le mai pot împlini. Clasa politică este locul spre care Florin Ianoviș nu mai privește absolut deloc. În sensul în care consider că agenda lor și agenda omului de rând sunt două istorii total diferite. Politicienii ți-a fost greu să accepți chestia asta? Da, mi-a fost greu să accept lucrul acesta pentru că să te desprinzi în felul acesta o faci cu suferință. Nu vine lucrul ăsta ca o iluminare, o revelație de 5 după amiază. Și nu mai crezi în niciunul dintre cei care sunt acolo? Nu. Nu, pentru că am să spun un lucru și îl spun deschis pentru că nu știu să formulez altfel lucrurile. Noi avem cel puțin 3 incidente grave cu spitale care au ars și în care oamenii au luat foc literalmente, da? Datorită faptului că infrastructura e precară. Deci am avut anul trecut și anul acesta 3 incidente majore, da? cu drame foarte mari. În același timp, există o îngrijorare legitimă. Ce se va întâmpla cu economia? Cunosc oameni în imediată apropiere, da? Fiind până la urmă pastor și intersecându-mă cu atâția oameni, sigur că discutăm despre îngrijorări legitime. Deci oamenii sunt foarte îngrijorați că economia nu mai repornește. Timp în care clasa politică are o anumită agendă legislativă. Noi suntem îngrijorați de lucruri care nu reprezintă lupta nimănui, ci numai lupta unora, timp în care România se scufundă în niște lucruri care dau îngrijorare. Adică deja eu văd că nu mai vorbesc de lipsă de înțelepciune, nu mai vorbesc de lipsă de comunicare, e rea voință, adică sunt agende diferite, ei nu ne reprezintă pe noi. Eu văd că la momentul actual clasa politică nu ne reprezintă pe noi. Și dovadă și această alianță politică care există. Chiar în rândul partidelor se socoate că premierul a făcut trădări, că a dat prefecturi, că a dat, știu eu, ministere, portofolii, cui nu trebuia. Da, deci ei între ei deja vorbesc despre trădări, despre nerespectarea unui algoritm. Deci eu consider că la momentul actual trebuie să-mi formez așteptările într-un anumit mediu. Trebuie să las așteptările să fie hrănite într-un fel. Trebuie ca aceste așteptări să fie într-un anumit context relațional, pentru că altminteri voi trăi din dezamăgire în dezamăgire. Uite, apropo de chestia asta, am citit niște comentarii pe Facebook.
niște oameni dădeau niște sfaturi domnului ministru al sănătății și unul dintre ele mi s-a părut extrem de echilibrat și de bun simț. Și așa, domnule ministru, știți de câți electricieni este nevoie pentru un singur spital ca să ia instalația electrică de la A la Z și în 2 săptămâni să vă rezolve absolut toate spitalele din România? 12 electricieni pe spital. O echipă. Dom'le, o echipă de 12 electricieni care ar putea veni, Cornel, și în baza unei colaborări cu ONG-ul, cu societatea civilă, și ar putea să vină pe bază de voluntariat. Deci am putea să gândim și în termeni... Și un proiect de genul ăsta, domnule. În termeni economici, uite, ardem în spitale, suntem în riscuri. Haideți să nu ajungem ca la apa caldă și căldura de anul acesta. Am avut o problemă la noi, la fundație. Mi-a căzut aproape literalmente tavanul unui birou datorită inundațiilor. Și am făcut un apel la cei care sunt oameni așa, cu inimă largă. Și am spus, uite, am problema asta. 5 echipe mi-au venit într-o zi. 5 echipe de oameni care au vrut să mă ajute și până la urmă nu mi-au luat aproape niciun ban. Doar ce ținea de costuri materialelor. Deci pot exista soluții dacă există comunicare, dacă există interes și, cum spuneai tu, dacă există aplecare asupra acestei probleme. Adică ne vă uităm că infrastructura spitalelor este veche, că instalații electrice sunt vechi. Păi fă-le noi, frate! Și noi politizăm totul. Adică până la un anumit punct, eu ceea ce am observat, un incident din acesta a fost folosit pe eșichierul politic. Da, a fost radicalizat, un anumit partid a fost demonizat și acum când s-a întâmplat într-o anumită guvernare de o anumită coloratură, nu culoare, politică, e o scăpare, s-a întâmplat, oameni suntem... Deci, iată cum lucrurile acestea, adică atât de discurs atât de diferit, da? Ca să înțelegem, vă pun o întrebare directă. Da. Sunteți PSD sau PNList? Nu, sunt apolitic. Corect. Ca nu să sunt în regimentat, că nu. Am vorbit deci noi nu sunt pentru în regimentat, noi, vorbim detașați nu. Și avem libertatea eu sunt de plină. Nu sunt în regimentat, nu fac parte niciun partid politic, nu reprezint nicio structură. Dar vedeți realitatea. Da, eu sunt un român care se uită din ce în ce mai descurajat, dar am făcut din descurajarea mea un capital pentru a mă înțelepți. Pentru că dacă descurajarea o lași să te epuizeze, să te golească lăuntric, să te blocheze, atunci e un lucru foarte rău. Deci descurajarea aceasta devine un capital al înțelepciunii. Mă înțelepțesc. Știu către cine să privesc. Acum, în momentul acesta, consider că fiecare e dator să facă ceva în perimetrul căruia aparține. Eu nu pot schimba un teritoriu, nu pot schimba o structură, dar acolo unde eu sunt, pot să fac lucrurile în așa fel, încât așteptările mele să fie împlinite. Și asta se poate realiza. Adică am observat că e foarte important să nu te lași doborât la nivelul acesta al unei neputințe generalizate, ci să capitalizezi această dezamăgire de a nu-ți se împlini așteptările pe care le ai la nivel macro și să te concentrezi pe a schimba realitatea imediată și apropiată, cea care aparține. Cum spunea John Fitzgerald Kennedy, nu vă întrebați ce poate face țara pentru voi. Întrebați-vă ce puteți face voi pentru țară. Da. Bine, asta este un patriotism frumos. Adică, e foarte frumos și mai ales americanul este mai sincer din perspectiva mea decât românul la capitolul patriotism. Bun, și e foarte important să avem o schimbare de percepție. E foarte important ca unul și același eveniment să nu fie privit într-un mod depresiv. Deci noi zici că ne-am înscris, deci că ne-am înscris la o tristețe care nu mai trece. Tristețea aceasta este natură să paralizeze orice gen de acțiune. Eu cred următorul lucru. Eu cred că un om care este ancorat în credință, pentru că până la urmă aceasta este puterea care alimentează viața, nu face din înfrângeri, din așteptările care nu s-au împlinit, nu face motiv, nu face din ele un motiv să nu acționeze, să intre într-o stare din aceasta de criticism, de negativism. Bun, nu s-a realizat. Din ce motiv? Pentru că nu sunt interesați, pentru că nu sunt capabili, pentru că nu își doresc lucrul acesta. Ce pot face eu? Pot face lucrul acesta, pot face lucrul acesta. Bun, pun capul pe pernă liniștit, mi-am făcut datoria în pătrățica mea și atunci eu sunt mulțumit că am putut să fac lucrul ăsta. Altminteri, devenim pur și simplu niște oameni care vom purta cu noi
aceste tensiuni și le vom perpetua la infinit. Ai mare dreptate când spui că nu trebuie să mai avem foarte mari așteptări pe de o parte, dar eu mă gândesc la următorul aspect. Prea mult în ultima vreme se bate monedă exact invers de cum ar trebui. La ce mă refer? Suntem într-o societate în care alegătorii trebuie să-i înțeleagă pe politicieni, într-un fel sau altul. În loc ca politicienii să-i înțeleagă pe alegători și să le înțeleagă nevoile și să lucreze în favoarea lor. Suntem într-o societate în care elevii trebuie să înțeleagă pe profesori. Omule, e frustrat, e supărat, a venit acum la ore, ce să facem cu el? Asta e, stăm și noi pe aici când avem ce să facem. În loc ca profesorul să fie acela care e cu condescendență, cu empatie și să zică, dragul meu, ăsta care ești trist din a treia bancă și, sau care nu deschizi camera, ce-i cu tine? Hai să vedem, să vorbim puțin despre viața voastră, da? Suntem într-o societate în care, în loc ca părinții să înțeleagă pe copii, să ridice, să-i zică, uite, hai cu tata, hai, uite, o să trecem împreună peste, copiii îi înțeleg pe părinți și încearcă să supraviețuiască într-o lume ostilă. De ce există această inversiune, dragul meu Florin, și cum se poate contracara și cum se poate rezolva la nivel sufletesc așa ceva, pentru că deja unul dintre noi am obosit. Da, e adevărat că lehamidea devine din ce în ce mai apăsătoare și s-ar putea la un moment dat să ne afecteze cu mult mai mult decât a făcut-o până acum. Lehamidea este acel sentiment de renunțare tocmai datorită faptului că nu mai crezi în nimeni și nimic și ea reprezintă o mare problemă și sufletească, dar ea reprezintă o mare problemă și practică, pentru că propriu se blochează viața. Ce trebuie făcut într-o asemenea situație este pur și simplu să accepți că la un moment dat soluția pe care poți să o ai este să cultivi acolo unde ești tu prietenii, relații, să construiești proiecte care să fie fezabile, realizabile, lângă oameni care sunt de o altă factură și să reușești grădina ta să o uzi la vreme pentru ca să poți să ai un rezultat. Deci noi, eu cred că la nivel de societate, la nivel global, la nivel macro, noi am pierdut de mult războiul. Deci noi și ce putem face? În afară de asta nimic. Noi nu putem face nimic pentru că sistemul, Cornel, dacă nu ești la vot să-i sancționezi, e zero. Oricum vor ieși cu o mână de oameni cei care vor ieși, da? Dacă ești să votezi nu știu ce altă structură politică, e sortit unei dezamăgiri mai crunte decât faptul că te-ai obișnuit și coabitezi deja cu un rău existent. Deci, de la fiecare set de alegeri, eu am învățat că pur și simplu a-ți pune nădejdea niște oameni pentru ca să aducă o schimbare este un lucru sortit pieirii până când nu vorbim de o schimbare la nivel personal. Nu poate veni schimbarea unei societăți fără să existe schimbarea individului care compune societatea. Noi dorim o societate schimbată, dorim o societate bazată pe respect, dorim o societate în care să fie apreciată munca, să fie apreciate valorile umane, demnitatea, cu oameni neregenerați, cu oameni care trăiesc într-un nivel absolut bicisnic, închis. Păi uitați-vă, până la urmă, la clasa politică. Ce, noi nu avem televizor să ne uităm ce indivizi sunt, ce exprimare au, ce lupte au, ce fel de militanți sunt, ce exprimări au? Cum să faci o schimbare la nivel macro când suma indivizilor cu care tu lupți să faci schimbarea, nu, este una negativă? Păi, din punctul acesta de vedere, eu consider că și am trăit dezamăgiri. Adică am trăit dezamăgiri în sensul că la nivel de clasă politică, am avut discuții personale cu oameni care, la momentul actual, sunt în poziții cheie de președinție, de premier. Și în discuțiile personale, ei sunt un tipar, reprezintă un tipar și îți spun ceea ce vrei să auzi, știu să se plieze, că asta înseamnă politician. Dar la nivel de acțiune, omul reprezintă suma valorilor în care crede. Asta e toată povestea. Adică, până când noi, eu, nu voi fi un om care să dezvolte un caracter cu integritate, cu respect față de semeni, societatea aceasta nu se va schimba. Ea nu se schimbă prin strategii, nici prin proiecte, nici prin planuri. Ea se schimbă schimbându-ne fiecare la nivel micro. Dacă eu mă voi schimba, dacă eu voi fi ceea ce trebuie, tot ce atinge
tot ce ating cu fapta. În povestea aceea, tot ce pune mâna este aur. Tot se transformă în aur. Deci eu asta cred că, vezi, există un lucru care e foarte, foarte important. În timp ce noi așteptăm împlinirea diferitor lucruri spre care aspirăm, noi trebuie să ne întrebăm și cine suntem, ce am devenit sau ce suntem pe cale să devenim. Pentru că sunt oameni care, cărora nu li s-au împlinit așteptările și au devenit extrem de ofensivi, critici, tulburători pentru cei din jur, și sunt oameni care, neavând aceste împliniri, da? Neavând aceste așteptări împlinite, au devenit concilianți, au devenit înțelepți, au devenit oameni cu care să poți să stai de vorbă pentru că au înțeles mersul vieții. Ce explic o asemenea diferență? De ce un om care nu are o așteptare împlinită devine un vulcan care erupe și altul devine un om care se liniștește, înțelege și capitalizează durerea aceea pentru a fi mai suportiv, mai empatic cu cei din jur? Ce explicație ai găsit? Valorile în care crezi, la ce te raportezi. Omul este un sistem de valori. Trebuie să ai niște rădăcini. Când vântul bate puternic, nu îl înfrunzi cu frunzele, îl înfrunzi cu rădăcina. Și când rădăcina ta este una omenească, va fi spulberată. Deci noi trebuie foarte, e un lucru foarte important, este să ne întrebăm în permanență ce devenim. Uite, eu am o serie de neîmplini. Am să-ți dau câteva exemple. Lupt și am luptat foarte mult pentru ca Fundația Viață și Lumină, care are copii orfani și tineri, să rămână în picioare. Niște schimbări colosale în legislație. A trebuit să facem o mulțime de investiții, o mulțime de... În tot acest proces, crede-mă, că am dat peste o gândire uneori obtuză, în care parcă eu eram un businessman care nu știu ce făceam eu cu fundația și în loc să găsim soluții ca să ne putem adapta. Pentru că, până la urmă, eu sunt un ONG care iau copii care altminteri ar ajunge la stat. Deci, cumva, trebuie să ne înțelegem. Eu vin ca o alternativă de bine care să sprijine incapacitatea sistemului de absorție. Da. Deci sistemul nu are posibilitatea cantitativ să absorbă toate cauzele care sunt. Bun, și atunci eu vin cu o variantă și vreau să ajut. Cheltuind bani, da? Luând bani de la prieteni, de unde pot. Și am găsit o gândire de tipul acesta, da? Tehnicistă, rigoristă, și la un moment dat, sigur că am avut această tendință de a mă supăra, de a renunța, de a mă aspri. Dar apoi am stat și m-am gândit așa, m-am uitat la copiii ăia și am zis, măi, lăsând la o parte lupta mea cu structurile sau cu anumite structuri, copiii ăștia trebuie să aibă un viitor. Și atunci, în timp ce lucrurile nu ieșau cum vroiam eu, m-am hotărât să nu-i dau satisfacție întunericului și să mă schimbe în ceea ce, de fapt... Se dorește. Da. Și culmea, eu am plecat ca un ONG-ist care vreau să fac bine. Uite-te la paradox. Vrând să faci binele, ajungi să devii un om colțuros. Pentru că ai o suită de așteptări neîmplinite. Eu nu vreau să fac lucrul acesta. Eu vreau să rămân un om care să fie calm, liniștit și fiecare dezamăgire să o capitalizez și să fac din ea o înțelepciune pentru ziua de mâine. Să învăț de la fiecare situație și să o storc în așa fel încât să nu fiu mai gol, ci să fiu mai plin. Mai am două domenii în care în afară de politică, mergem mai departe. Un următor domeniu este cel care în ultima vreme creează tensiune în societate, mai ales între oamenii bisericii și artiști, spre exemplu. Mă refer la biserică. Da. Bisericile, iată, rămân deschise, cinematografele, teatrele se închid. Și am încercat să pricep care este logica. Este o logică, să zicem, sănătoasă, în sensul că oamenii au nevoie de Dumnezeu în perioada aceasta de pandemie, dar din punct de vedere fiziologic, riscurile într-o biserică sunt la fel de mari ca riscurile într-o sală de spectacol. Ce faci atunci când așteptările îți sunt înșelate de către oamenii bisericii, de către biserică în general? Pentru că sunt foarte mulți români care, după Revoluție, au încercat să-și găsească echilibrul, apropiindu-se de Dumnezeu. Știi că noi românii am strigat pe treptele catedralei din Timișoara, există Dumnezeu. Cu adevărat. Ne-am rugat, am cântat Sfârșitul Veacului, trăim acolo. Iată că pe măsură ce înaintăm în timp, ateismul, neomarxismul,
își face loc din ce în ce mai mult în sufletele românilor. Știi, și se mai întâmplă un fenomen foarte interesant, probabil că l-ai văzut. Un tânăr care pleacă din biserica ta sau din biserica mea nu se duce în altă biserică, ci este dezamăgit total și nu se mai duce nicăieri. Ce facem atunci când așteptările noastre sunt înșelate de către biserică, de către oamenii bisericii? Când vedem business în biserică, vorba lui artistului Puia, nici în biserică, nu-i dragoste, e afacere, așa mai departe. E prea lacom, fratele. Când vrei să-ți întindă o mână, îți întoarce spatele. Ce faci atunci când ai această așteptare înșelată, pentru că mulți oameni dau cu toate de pământ și nu mai vor să se uite înapoi? Cornel, în primul rând am să încerc un pic să răspund cât mă pricep la ceea ce ai spus vis-a-vis de biserică versus teatre, cinematografe, săli de spectacol, etc. Eu consider că din punct de vedere al regulilor sanitare e corectă supărarea pe care o au cei care până la urmă folosesc și ei o sală, fie că e vorba de spectacol, fie că e vorba de altceva. Sigur că noi mergem pe ideea aceasta a activității esențiale. Noi, biserica, credem că slujbele sunt esențiale, spectacolele nu sunt esențiale. Dar asta este o părere a noastră, nu și este și împărtășită de către alții. Și când fiecare își trage spuza pe turtă, asta se cheamă și cum se cheamă. Deci eu socot în primul rând că noi trebuie să încercăm să fim drepți în căile noastre. Adică ori suferim cu toții pentru integritate, ori dacă nu suferim cu toții pentru integritate, atunci să acceptăm că noi ducem la învrăjbire. Noi suntem învrăjbiți. Tot neamul românesc este învrăjbit. E pe caste, e pe triburi, e pe cete, e pe partizanate, pe alianță, ceata actorilor, ceata păstorilor, nu știu, în sfârșit. Deci noi suntem foarte învrăjbiți. Ca să ieșim din această învrăjbire, cineva trebuie să facă dovada unei generozități caracteriale. Cineva trebuie să se asemene cu Mântuitorul în pilda sacrificiului. Noi nu câștigăm pentru că suntem activiști religioși. Noi câștigăm în momentul în care răspândim mireasma cunoștinței Lui. Când noi avem pilde și avem exemple personale care conving pe cei de lângă noi, fac mai mult decât 100 de activități pe care tu le ai în biserică. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că, în primul rând, eu cred, și asta este părerea mea, că guvernul României, la ora actuală, a lăsat bisericile deschise, dar uite presiunii bisericii ortodoxe. Deci aceasta este părerea pe care o am. Adică nu cred că îi pasă guvernului că biserica produce o activitate esențială. Nu cred că sunt interesații de sufletul enoriașilor și a românilor care vin la biserică. Noi, da, ca păstori, ca preoți, da. Dar eu cred că guvernul și-a făcut un calcul, biserica ortodoxă reprezintă încă o forță, incomodă pentru politic, și acest punctul ăsta de aceasta cred eu că sunt deschise bisericile. Exemplu, Paștele trecut, când a fost în pandemie, și toate acele parteneriate, protocoale, n-au făcut altceva decât să dea glas presiunii pe care biserica o reprezintă ca instituție. Noi ne bucurăm că am câștigat această bătălie, dar prețul este învrăjbirea altora și pe termen lung noi pierdem. Adică eu nu socot că, din punctul acesta de vedere, să mergi pe mâna Mântuitorului, să dovedești că ești precum El, El e o pierdere, e un câștig. Deci Hristos tot timpul a mers într-un sacrificiu. Un prim răspuns la problema aceasta a învrăjbirii la nivel național. Socot că teatrele sau alții care au aceste săli unde sunt spectacole sunt îndreptățiți să gândească în termenii aceștia. Dar până la urmă și noi, nu noi decidem în dreptul nostru, guvernul decide. De ce o face? Eu cred că o face pentru aceste interese, fiindu-i teamă de o reacție la nivel național, mai ales că românul, nu dovedit, în proporție de aproape 90%, e o ființă religioasă. Românii, 86% sunt ortodoxi, apoi sunt cultele evanghelice și însumând acum nici spre 90%, deci vorbim despre 10% oameni care s-au declarat nereligioși sau atei. Deci e o presiune în primul rând. Nu văd ca ceva care este gândit în favoarea omului. Apoi, când e vorba despre dezamăgirea interioară creată în biserici, să nu uităm că aceasta este o problemă care e de când s-a născut biserica. Deci nu vorbim despre un lucru nou. Vorbim poate de o acutizare
acestei alienări. Trebuie să recunoaștem că există o acutizare. E o acutizare acestei alienări. Știi ce se întâmplă, dragul meu, invitat în seara asta? Da, domnul. Ce se întâmplă? Ai impresia că data viitoare va fi mai bine. Că oamenii care sunt aleși vor fi mai buni. Și după ce treci un anumit timp, îți dai seama că lucrurile pe care credeai tu că sunt rele în urmă cu ani de zile, alea erau într-adevăr foarte bune și lucrurile merg din rău mai rău. Am eu această percepție subiectivă sau vezi și tu la fel lucrurile? Nu, eu cred, da, am și eu această percepție că lucrurile nu merg spre bine, merg spre rău și cred că se acutizează fenomenul acesta al dezamăgirii pe care o aduce clerul față de enoriașul de rând. De ce se ajunge în felul acesta? Eu am un răspuns ca un privitor de aproape. Eu cred că modalitatea prin care oamenii ajung să slujească a devenit mai mult instituțională decât expresia unei chemări pe care o face Dumnezeu. În loc să fie acea pasiune aprinsă de dragostea lui Dumnezeu, vorbim deja de profesii. Adică s-a instituționalizat atât de mult actul religios, biserica în sine, încât acum vorbim despre un sistem. Vorbim despre politică bisericească, vorbim despre sisteme elective bisericești. Toate acestea sunt de natură să golească de conținut actul slujirii. Slujirea este... Îngrozitor ce spui, da? De adevărat. Slujirea este o expresie a dragostei născute... Controlul politic. Controlul bisericesc. Politic. Sigur că da. Dar sistemul este creat ca atare încât nu ai încotro. Și eu gândesc că încă un lucru se întâmplă și dacă cineva se va supăra, îmi cer iertare, dar nu o fac cu gând să rănesc. Eu cred că în ultima perioadă asistăm datorită acestor fracturi multiple care se întâmplă și la nivelul bisericesc, fracturi multiple, biserici care se rup, se mărunțesc. Asistăm și la o creștere a diletantismului religios, adică din dorința de a face voia lui Dumnezeu, se nasc la tot pasul tot felul de mișcări, au riscul unui diletantism, adică ce spun prin lucrul acesta? Un slujitor trebuie să fie chemat de Dumnezeu, dar trebuie să aibă o instruire. Trebuie să fie și el la rândul lui un produs a unei școli. Trebuie să fie un produs, până la urmă, a unei prefaceri, a unei maturizări. Nu se poate așa la tot pasul să se nască bisericile ca ciupercile de pe ploaie. O să spui, bun, dar tu vorbești care ai deschis renovație de 3-4 ani. Da, am deschis-o cu un nucleu care făcea parte dintr-o mișcare care a fost extrem de bine închegat în timp. Și oamenii noi care au venit și s-au aliniat unui sistem care era deja testat. Adică nu ești de acord cu fărâmițarea haotică. Fărâmițarea haotică lipsită de o dublare, dacă vrei, a pregătirii. Adică cred că clerul trebuie să cunoască mult mai bine Biblia, clerul trebuie să aibă un mod de a se instrui. Noi evanghelicii punem pe oricine să dea și el un îndemn. Hai, frate, că știi că se supără că de atâta vreme tot stă și el și pândește ambonul. Ne-a ucis lucrul ăsta. Crezi că ne-a ucis? Ne-a ucis. Pentru că s-au ridicat, s-au ridicat tot felul de oameni care au spus tot felul de prostii, tot felul de lucruri care au fost în afara adevărurilor biblice. Avem nevoie de oameni care să facă lucrarea lui Dumnezeu cu greutate, Cornel, cu sacrificiu, cu studiu, cu dedicare. Trebuie să investești ca să poți să ai o aspirație legitimă, o așteptare legitimă. Pentru că, haideți să vorbim și despre acest aspect. Avem așteptări. Și cine ni le formează? La focul cui cresc? Cu ce sunt alimentate aceste așteptări? Toate așteptările noastre sunt legitime sau avem și iluzii? O iluzie e o așteptare neîmplinită? Nu, o iluzie este un scenariu care s-a născut doar în capul tău și care nu are nicio legătură cu realitatea. Nu cumva uneori suntem umflați de iluzii și le trecem pe post de așteptări neîmpline. Așteptare legitimă. Așteptarea înseamnă să respecti legea semănătorului și a seceratului. Adică am pus o sămânță, am udat-o și spre surpriza mea negativă am ambarul gol. Dar iluzia înseamnă să ai închipuiri. Îmi închipui aia, îmi închipui aia. Și foarte mult contează... Și impresii. Exact, și impresii. Foarte mult contează să-ți cunoști greutatea. Despre ce vorbesc eu acum? Ca să putem avea o vindecare a încrederii între cler și omul de rând care e dezamăgit văzând ce se întâmplă,
atât la nivel politic, al bisericii politicii bisericești, trebuie să avem o permanentă cântărire de sine. Nu se mai cântărește, Cornel, clerul. Nu se mai când cântărește. Spui cler, te gândești la ierarhie? Sau mă gândesc la slujitori, în general. La mă gândesc slujire. La omul care este așezat într-o biserică să dea învățătură, să lege rănile, să dea... Noi trebuie să ne cântărim. Noi trebuie să ne cântărim în permanență. Mie se pare că nouă ne lipsește cântarul de sine. Noi am pierdut această cântărire de sine. Cine sunt eu în timp ce aștept? Trebuie să spun ceva în capitolul ăsta. O tragedie. Spun o tragedie. Te rog. Ai fost îmbreaz la juriștilor. Da. Un avocat care ajunge la pensie datorită studiului zilnic pe care trebuie să-l facă, datorită nevoii de informare. Nevoii de informare și practicii juridice, care e permanentă, ajunge să nu poată să se compare cu un avocat de 30 de ani care a fost și el pe la câteva procese, iar greutatea unui astfel de om la maturitate este incontestabilă. Clar. Ce văd însă în anumite sisteme religioase, anumite sisteme creștine. E că merge invers lucrul ăsta. Te prostești pe măsură ce îmbătrânești. Îngrozitor. Da. Ai observat treaba asta? Da, dar de ce? De ce? Da, eu iată am un răspuns. Pentru că în tot timpul vieții ai simulat. N-ai studiat. Nu, ai simulat. Ai fost superficial, ai fost speculativ, iar bătrânețea este o linie care se trage sub picioarele tale. Din amintiri și din conserve nu poți supraviețui. Și atunci e momentul când se vede ceea ce nu mai poți ascunde. În tinerețe mai simulezi, mai speculezi, mai e de colo, mai strigi, mai te învârți. Da, că am văzut, da, am avut că, eu pe cineva exact. Care facea karate când făcea, vorbea. Dar trimitea fel de fel de raze, lungi, medii și nu știu ce. În sfârșit, că mai putem să ne descrețim. Ideea este că la momentul senectuții, când tragi linie, nu mai poți simula. Acolo se vede. Și realitatea este că omul devine ceea ce a cultivat în viața întreagă. N-ai cultivat ce trebuie, rezultatul este acela. Da, într-adevăr, am văzut spre groaza mea, spaima mea literalmente, și e o rugăciune pe care o fac, ajută-mă, Doamne, ca pe măsură ce mă apropii de amurgul vieții, să nu devin copil, să nu devin un om care să fie de râsul celorlalți, ci dimpotrivă să mă învărnicesc de respectul acumulărilor. Cum e posibil să te duci într-o biserică unde vorbește un om cu 30 de ani de experiență, cu 40 de ani de experiență, să te uiți la el cu tânjirea de a asculta un bob de grâu și să-ți servească un car de pleavă care deci, să te descurajeze? E o dovadă indubitabilă că biserica e de la Dumnezeu pentru că rezistă propriilor ei predicatori. Adică este ceea ce spui tu, am sentimentul acesta pregnant în ultima perioadă că dacă aș ridica-o pe sora Viorica, nu că e un nume așa consacrat, și aș pune-o să spună două vorbe despre viață, ar bate mulți predicatori care înșiră prostii, care sună spectaculos, dar care ele de fapt sunt lipsite de consistență și nu schimbă pe nimeni. Avem nu schimbă pe nimeni. Încă 3 minute. Ce facem în contextul acesta? Eu consider că, în primul rând, noi trebuie să facem o permanentă cântărire. Eu cred că trebuie orice om trebuie să se oprească din când în când și vorbesc acum tuturor celor care ne ascultă. Hai să ne oprim din când în când și să ne cântărim, să vedem ce am devenit. Să-l cântărim, o voce se aude. Sub haina aparenței, ce se ascunde? Ce se ascunde, da. Trebuie să ne cântărim în lumina rugăciunii. Adică eu cred că rugăciunea este momentul în care omul nu mai minte. Adică sper că măcar acolo nu mințim. Și în lumina cuvântului Dumnezeu să ne cercetăm cine suntem. Pentru că dacă noi aflăm cine suntem prin lumina Bibliei, și în cântărirea rugăciunii, noi nu mai avem așteptări irealiste, noi nu mai avem negativismul, criticismul și învrăjbirea pe care o avem. De ce? Pentru că eu, de exemplu, ori de câte ori m-am măsurat în lumina cuvântului Dumnezeu și m-am cântărit prin rugăciune, am aflat că sunt mic. Dar paradoxal, aflând că sunt mic, m-am legat de un Dumnezeu care este uriaș. Cântărire ar fi una. Doi, relații bune. Să stăm lângă oameni care sunt valoroși, care ne inspiră, care sunt sănătoși și care au caracter. Și asta ar fi foarte bine. Așteptarea să fie într-un context relațional sănătos și potrivit. Calm este dacă stai împreună cu bârfitorii, dacă stai împreună cu supărații, nu te mira că tu însuți ai devenit o reflexie a lor.
Mulțumesc din suflet, Florin, pentru această deschidere de minte pe care mi-ai dat-o în seara asta. Doamnelor și domnilor, ar fi cazul să reușim să înțelegem lucrurile care se pot schimba și să acceptăm lucrurile care nu se pot schimba, să facem diferența între ele, să vedem cum suntem noi cu adevărat, nu cum părem și cum vrem să fim, ci cum suntem cu adevărat. Mult succes în activitate. Mulțumesc mult, Codnă, la suflet, ca de obicei este o încântare. Și apreciez foarte mult activitatea voastră și succes în continuare. Vă doresc a 7TV. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost știrea cea bună de pe data de 10 martie 2021. Mâine seară, împreună cu Mihai Neamțu, vom începe un drum. Un drum spre înviere. O prima ediție care să ne conducă mai aproape de evenimentele pascale. Mâine seară începem. Sper să vă bucurați împreună cu noi. Sunt Cornel Dărvășan. La știrea cea bună, întotdeauna vin oameni care au ce să spună. Seară liniștită!